tine au durat aproape 3 ani. Și lucrarea doar un an. Am pornit în 2016, în mai, atunci când lansam celălalt proiect, Parcul de pe Marul Arcului, și la inaugurare, atunci la deschidere, prezentam publicului o schiță a proiectului viitor, acesta de care vorbim astăzi. Puțin credeau că va fi pus în practică, iată că astăzi este gata. Dacă atunci doar discutam și prezentam o schiță, în 2018, în aprilie, deja obținam finanțarea și semnam contractul de finanțare, chiar de ziua mea, în aprilie 2018. Undeva în septembrie 2018, deja semnam contractul cu constructorul, care a venit, atunci am semnat pentru proiect tehnic și execuție, au venit la pachet împreună, ceea ce este foarte bine. Este vorba de grup Reina Construct Constanța, care am prezentat pe domnul administrator și în colaborare cu Atelier Murvar, care s-a ocupat strict de proiectare și urmează doar strict de construcție. Apoi trebuie să spunem că deși proiectul era finanțat și așa am semnat contractul cu Ministerul în valoare de 6 milioane și jumătate de lei, la licitație el a fost atribuit cu suma de 5 milioane de lei. Următorul pas a fost ca deja în noiembrie din partea primăriei am emis autorizația de construire și ne-am luat rapid toate avizele. Noiembrie 2018, sigur că n-am putut da ordine de începere în iarnă și nici nu avea sens să trimit constructorul acolo în decembrie. Am așteptat primăvara și în prima fereastră, chiar pe 1 martie, am semnat ordine de începere lucrare. 1 martie 2019 a început lucrarea și iată că suntem în primăvara lui 2020, când lucrarea a fost finalizată, de fapt, în martie, dar sigur cu pandemia și cu lucrările conexe, care nu au legătură neapărat cu proiectul, dar utile cu sunt în strânsă legătură de proiecte care erau pe bugetul local, am mai continuat noi lucrarea încă 2-3 luni. Pe scurt, ați văzut câte luni sau ani înseamnă hârtii și ce înseamnă un proiect cu două locații dus la bun sfârșit de constructori, care îi fericit în primul rând că au avut capacitatea să se împartă rapid într-un an de zile pe două fronturi și să realizeze pe ambele. Spun un singur proiect, o singură autorizație și două locații. Le iau puțin pe rând. Lotul 1, suprafață totală de 3750 de metri aproximativ, o zonă abruptă, practic un talus pe malul lacului, o zonă destul de greu accesibilă. Aceasta a fost provocarea principală pe proiect. Celălalt lot nu este chiar pe malul lacului, este undeva între două cartiere rezidențiale, Ovidiu Sud și Sat Vacanță. Un lot un pic mai mic, de 2850 de metri aproximativ, de la șoseaua națională până aproape de lac, de-a lungul unui canal pluvial. În total, pe acest proiect, cu două locații, se realizează o zonă verde de aproximativ 6600 de metri pătrați. Și o să trec să explic un pic ce înseamnă lotul 1, cel de pe malul lacului, ca și proiect. În primul rând, era vorba de o pantă naturală a taluzului care trebuia reglată și înierbată și am lăsat-o așa cu denivelările respective și arată foarte bine, o să vă placă. Aleile sunt foarte generoase și așa sunt aleile de pe toată faleza noastră, pentru că explicam la început că ne dorim o faleză de 2 km care să facă legătura cu castrul roman. Aleile sunt gândite la cel puțin 3 metri lățime, chiar mai late pe anumite zone. Băncile de pe alei din parcul de pe malul lacului sunt fără brațe, în mod special sunt gândite așa tocmai pentru ca, nu știu, persoane cu dizabilități sau părinții cu copii, cu căruți, să poată acosta cât mai aproape de bănci. Punctul de atracție al proiectului de pe malul lacului este grădina de nufer, pentru că avem acolo o grădină de nufer și
după cum am anunțat deja, au înflorit în primăvara acestui an. Sunt superbi, de diverse culori, alb, gălbui, roz, roșu. I-am semnat în toamnă și iată că în primăvara aceasta au înflorit deja. Avem în acel bazin și pești exotici. Trebuie să vă spun că acel bazin de fapt este apa naturală din lac și este de fapt o alveolă, o prelungire a lacului în parc. Apoi, un alt punct de atracție este acel zid de escaladă pentru cei mici, iar de-a lungul falezei, deasupra apei, sunt plase de relaxare pentru cei tineri, pe structuri metalice, pornesc din faleză și intră un pic deasupra apei. Iar trebuie să precizăm faptul că pentru acest parc, sigur că sistemul de iluminat este modern, cu panouri fotovoltaice, există sistem de irigație, există camere de luat vedere în tot parcul și am luat noi decizia ca pentru sezonul acesta, pentru vara aceasta, să avem și pază umană permanentă pe tot sezonul de vară. Așa că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a decurge totul cât se poate de normal. Pentru cealaltă locație, pentru lotul 2, vă spuneam suprafața de aproximativ 2850 de metri, de-a lungul unui canal pluvial între două cartiere, Ovidiu Sud și Sat Vacanță. De data aceasta, acolo cu un parc cu mai puține alei, el a fost gândit tocmai pentru a fi mai multă zonă verde și tocmai pentru a atinge și punctele de pe proiect. Punctul de atracție este labirintul, care, bineînțeles, în momentul acesta, vegetația nu este foarte bogată, fiind abia plantat, un labirint vegetal din gard viu. Băncile sunt gândite cu pergole din lemn, care vor fi acoperite în timp tot de vegetație. Și la fel dispunem acolo de sistem de supraveghere video, de iluminat, de rețea pentru sistem de irigații și toate cele necesare pentru un proiect de asemenea natură. Trebuie să vă spun că totuși proiectele aduc și o altă dezvoltare în cadrul comunității noastre și alte proiecte conexe, așa cum spuneam, și spre exemplu în această locație din Ovidiu Sud lucrăm în acest moment pentru că era nevoie. Este și suplimentar, nu face parte din proiect, dar trebuia conectat. E vorba de asfaltare străzii în acea zonă. În momentul acesta suntem în stadiu de bordură și piatră. Era nevoie de o parcare, care în acest moment este bordurată și pietruită. Și pe viitor, din discuțiile pe care le-am avut cu locuitorii din zonă, dar deja și în Consiliul Local, ne dorim un mic podeț, doar pietonal, nu auto, care să facă legătura între parc și cartierul delimitat, practic, de acest canal pluvial. Și sunt sigur că pe viitor vom găsi soluții pentru a face și acest podeț. Astea sunt lucrări conexe, dar necesare pentru acest proiect. Revin la locația de pe malul lacului. Am explicat ce înseamnă zona de relaxare și de agrement în orașul Ovidiu. Ea era nevoie să o conectăm prin alte două proiecte de parcul vechi, deja putem să-i spunem, și de debarcader. S-a întâmplat în această primăvară și vă spun sincer că, deși locuitorii orașului Ovidiu sunt mândri că avem o zonă, în sfârșit, pe malul lacului de care să ne bucurăm, un reproș al tuturor este faptul că, totuși, după 30 de ani de zile, în orașul Ovidiu, dacă vrei să bei un suc sau o cafea pe malul lacului, efectiv n-aveai unde. Și toți m-au spus, da, felicitări, avem o fareză frumoasă, parcuri, dar nu se poate să avem apă pe malul lacului și să nu avem unde să servim un suc sau o cafea. Iată că astăzi
S-au găsit soluții pentru că astăzi se deschide o terasă pe malul lacului și o să vă invităm când vremea va fi bună. Insist și spun încă o dată, locația este a primăriei, e vorba de debarcader, da? Cel care se ocupă este un privat, pentru că primăria chiar nu poate să facă toate lucrurile și nu cred că e rolul primăriei, eventual să trimite un funcționar din primărie să vândă o cafea. Spun pentru că sunt întrebări pe acest aspect și trebuie foarte clar înțeles. Locația rămâne a primăriei, este vorba despre o terasă, o Kerhana Ovidiu, să-i spunem, poate o botezăm astăzi așa. Nu ne-am gândit la subiectul acesta, dar cel mai probabil că așa va fi. Și era absolut necesar pentru zona frumoasă de pe Mal Lac. Și tot în zona parcului, pentru că dispuneam de un teren, domeniul public al primăriei, practic între parcul despre care vorbim astăzi și faleza de pe lac, inaugurată în 2016, locația care mi-a rămas, am spus să o dăm publicului, am făcut o mică plajă acolo, am amenajat o mică plajă. Trebuie să vă spunem că în niciun caz nu ne propunem și nici nu putem și nici nu este cazul. Nu este o stațiune turistică și nici nu ne rivalizăm cu vreo stațiune și nici cu Mamaia și nu acesta era scopul proiectului nostru. Ci mai degrabă am pornit de la ideea că în orașul Ovidiu, dacă avem resursa naturală și avem un lac și avem parcuri pe malul lacului mai nou și restaurant și zone de agrement și sit arheologic și turiști pe viitor și așa mai departe, am putea să amenajăm și o mică plajă. Ideea a venit odată cu pandemia, acum în această primăvară, și am spus că, strict pentru locuitorii noștri, în mod special pentru cei tineri și pentru copii, e bine să avem o anumită zona noastră, să nu expunem să meargă în zonele aglomerate, nu știu, Mamaia în vara aceasta, și copiii să fie duși de părinți în zona acestei plaje, unde sunt doar 10 umbrele, vreo 500 de metri de nisip, dar dispun de tot ceea ce înseamnă siguranță și agrement. Avem un ponton unde avem hidrobiciclete și caiace care sunt puse la dispoziție gratuit tuturor, fără excepție, indiferent dacă sunt din comunitate sau nu. Este o zonă cu salvamar. Spuneam că sunt 10 umbrele, dușuri, așa că noi spunem că sunt îndeplinite toate condițiile necesare pentru distracție în vara asta și pe malul lacului Sudion la Ovidiu. În total, pentru că am vorbit de aceste proiecte puțin intercalate și conectate, dar au toate legătură și insist pe acest subiect, trebuie să vă spun că din 2016, de când am inaugurat primul parc pe malul lacului și până astăzi, vorbim de cele două locații prezentate astăzi și cu parcul vechi. În 4 ani de zile vorbim de 1 hectar de parcuri. Sunt peste 10.000 pătrați de suprafață în cele 3 locații discutate. O suprafață destul de generoasă, dar nu o să ne oprim în niciun caz aici. Eu spun că mai sunt multe lucruri interesante de făcut la Ovidiu. Și mai sunt proiecte de viitor. Sigur, dorința noastră este ca atunci când vom inaugura castrul să aveți posibilitatea încă o dată să mergem pe jos de la castrul până la departator pe cei 2 km de paleză, să trecem prin toate parcurile și pe zona de plajă. Și se va întâmpla și acest aspect. În final, pentru că am spus că nu o să vorbim foarte mult, vreau să vă spun că vreau să insist asupra faptului că n-ar fi putut fi posibil acest lucru fără finanțare europeană, că cea mai mare parte e vorba de finanțare europeană și prea puțin resurse din bugetul local și că noi spunem că scopul final al proiectelor noastre conectate, integrate, este deja atins în condițiile în care noi ne-am dorit să creștem până la urmă standardul de viață în orașul Ovidiu, gradul de mulțumire al cetățeanului și dacă locuitorii sunt astăzi mai fericiți și mai mulțumiți, cu atât și noi suntem bucuroși că am putut să ne aducem aportul. Mulțumesc încă o dată tuturor. O să vă rog frumos să-i dăm cuvântul doamnei ofițer de monitorizare din partea de Sud-Est, doamna Costel.
am mai contribuit la implementarea din partea agenției, implementarea unui proiect, celălalt parc, care deja este finalizat. Și la fel ca acolo, pot să spun că acesta este un succes. Și ca orice proiect, fără, deci nu sunt cuvinte mari, nu sunt vorbe mari, ca orice proiect de care v-ați ocupat numele primar și pentru asta vă felicit, toate au ieșit extraordinar de bine. Nu cred că există cineva în video care să nu remarce că este un proiect spectaculos. Mie, care vin din afară, cum s-ar spune, trebuie să vă spun că n-am mai văzut astfel de idei. Deci sunt niște idei inedite pe care le-ați pus nu numai în plan, dar și le-ați realizat extraordinar de bine. Cred că trebuie să felicităm și constructorul cu care am mai colaborat, domnul Voinitsky Reina, și evident echipa de implementare care s-a prezentat din toate punctele de vedere extrem de bine, doamna Nazăru, managerul de proiect, precum și ceilalți. Cred că Ovidiu arată de câțiva ani tot mai floritor și demonstrează că se poate și într-un oraș mic. Probabil că în curând, după cum se prezintă lucrurile, se va contopi Ovidiu cu Constanța, cred că așa se va întâmpla. Și probabil că în momentul acela, dacă lucrurile merg tot așa, o să devină Ovidiu o parte selectă, cred, a Constanței. Adică eu personal pot să spun că aș locui cu încântare în acest oraș. Este foarte frumos ceea ce faceți. Parcul este spectaculos, într-adevăr, adică să vezi nuferi la malul lacului din Ovidiu și tot felul de idei. Am luat parte la un spectacol pe scena din, adică am asistat la un spectacol pe scena din mijlocul lacului, deci totul este extraordinar de frumos. Felicitări și succes în continuare! Mulțumim! O să vă rog să trecem pe sesiunea de întrebări, poate pentru constructor, poate... Cât din ideile noastre personale s-au regăsit în desen în zonei? Țin că e o muncă de echipă, dar sincer, proiectanții nu s-au bătut de la discuția inițială și din aproape în aproape am făcut progrese. E rodul unei echipe și cred că în toate aceste proiecte se vede faptul că cred că ajută foarte mult inclusiv media de vârstă a echipei. Eu am deja 43 de ani, dar echipa este undeva sub 40. Strict echipa de management proiect din cadrul primăriei. Aici e și rolul proiectantului, fără niciun dubiu, dar ceea ce ne-am dorit noi a fost expus în plan și în practică în final. Ați realizat un calcul al fondurilor europene atrase în Ovidiu de când sunteți primar, eventual și pe cap de locuitor? Știți cam cât sunt? N-aș vrea să greșesc acum, dar oricum peste 10 milioane de euro. 10 milioane de euro. La câți locuitori? 16 milioane. Înțeles. Putem face un calcul relativ simplu, rapid, cu scuzele de rigoare că nu este exact. 3 milioane și jumătate castor roman, peste 1 milion proiectul despre care am vorbit astăzi, 6 milioane jumătate era finanțarea, 5 milioane de lei vorbesc de data asta. Un milion de euro aproximativ, la proiectul cu cele două locații. Parcul vechi de pe malul lacului de aproape 2 milioane de euro. Debarcaderul cu de aproximativ jumătate de milion de euro. Dacă se poate o întrebare de administrație oarecum colaterală proiectului, scurtă? Vă rog. Ați vorbit lunile trecute despre implementarea bugetului participativ în Ovidiu, de fapt anii trecuți. Se întâmplă asta sau nu în Ovidiu? A fost destul de greu pentru anul acesta să... E un an dificil bugetar și vedeți ce s-a întâmplat și cu pandemia pentru absolut toată lumea la nivel național. Sigur că atunci când nu mai colectezi cât te așteptai și înțelegem perfect de ce, trebuie să te repoziționezi și, practic, noi din martie am reschimbat strategia pentru tot anul, gândită pe bugetul inițial din ianuarie, se schimbă absolut tot.
pentru că prioritățile deja sunt cu totul altele. Prioritatea este să mergem mai departe cu proiectele europene, să plătim cofinanțările și să ne repoziționăm, să vedem ce este cel mai important și rapid și util de făcut. Sigur că toate sunt importante în egală măsură, dar în an deosebit trebuie să ții cont și de realitățile bugetare și atunci este firesc că ne-am restabilit prioritățile. Mulțumesc, mulțumesc. V-am auzit spunând 3 ani actele, un an implementare. Da, da. Poate se poate schimba ceva în viitor, poate există soluții pentru o birocrație. Dar nu este din cauza birocrației. Domnul primar, poate aveți un mesaj pentru guvernanți? Deci, exemplu bun, 3 ani puțin, că sunt altele și ne știm. Da, aici nu este... Nu căutăm vinovați, ci e vorba de sistemul la modul general. Pentru că am explicat pașii, cât durează avize, cât durează autorizații, cât durează proiectare, cât durează studii de fezabilitate, cadastrări, tabulări și toate luate la rând, macină timp și energie și o să vedeți că la sfârșit e vorba de ani de zile. Timpul e necesar, nu știu, mai mult sau mai puțin, plus minus ceva, dar nu poți extrem de repede. Adică... Deci 3 ani e o durată de timp normală pentru un astfel de proiect. Nu știu dacă neapărat 3 ani, nu știu dacă s-a calculat un timp optim, dar în orice caz este nevoie de timp. Adică nu se poate extrem de repede, pentru că sunt avize, sunt examenele, da, mai de certificație, sunt, deci toate astea necesită timp și lucrurile trebuie să fie rezolvate. Și să știți că este un caz fericit, pentru că n-am avut contestație la licitație care te-ar fi aruncat cu cel puțin încă 6 luni de zile ce mai adică, Lina, nu e... Da. Da, dar o debirocratizare se poate face, se poate gândi. 3 ani totuși, vorbim de alte state care reușesc să atragă fonduri europene mult mai ușor. În sensul acesta, cred că v-a întrebat colegul. Cu riscul de a fi rău, deci, domnul primar, spuneți-mi și mie, cunoașteți în județul Constanța vreun loc unde să se poată merge la un... sit arheologic, castru roman, de orice fel, în condiții decente, nu... Sincer, nu cunosc o zonă, dar am avut gumata nu vii, deci nu e asta problema. V-am spus, estimarea noastră este pentru 2 ani de zile, pentru că deja la sit se lucrează, din primăvară, așa că în 2 ani de zile vom avea și turiști și vizitatori care vor veni la castru și care vor admira și faleza și toată zona. De zona nu este numai pentru locuitori. Cu siguranță nu este doar pentru locuitorii din orașul Ovidiu, pentru că totuși situl este de însemnătate națională. E pe lista monumentelor naționale, la fel și Bazilica Romană, așa că noi vom aștepta pe viitor și turiști. Dacă această plajă va avea succes, există posibilitatea să fie mărită? Nu în acea locație. Posibil în alte locații, dar nu în acea locație. Practic, plaja este creată între parcul pe care ne inaugurăm astăzi și parcul de pe malul lacului inaugurat în 2016. Toată suprafața pe care am avut-o disponibilă acolo, am legat prin faleze cele două parcuri și terenul disponibil am amenajat plajă. Nu se poate alerge acolo niciun caz. Pe lac, vă gândiți la ceva investiții? În primul rând, pentru a lega parcurile, pentru a le conecta, este foarte posibil ca pe un tronson foarte scurt să continuăm faleza pe deasupra. Pe pilon, pe structură de lemn cel mai probabil, vom vedea proiectul de viitor. Deocamdată acel teren nu ne aparține, pe o suprafață foarte mică, e vorba de un teren privat. Dar vestea bună este că totuși dinspre castru, spre parcul de pe malul lacului, deja avem un act de donație semnat acum vreo 2 ani de zile, terenul este al nostru. Și putem veni cu faleza spre Ovidiu. Pe o lungime totală de 2 km ne lipsesc probabil maxim 100 de metri. Dar și acolo sunt soluții tehnice. Problema cea mai mică este că nu avem acel teren. Și dacă nu avem teren, vom intra pe deasupra lacului și vom continua. Deci vă gândiți la așa ceva. Dar poate e mai frumos și mai spectaculos. La dumneavoastră lumea vine și vă donează terenurile, nu trebuie să expropriați? Nu, n-am făcut expropriere, după cum bine știți, mai anunț o dată. Castru este parțial
primit din act de donație. Da? Pentru cine că fusese înstrăinat. Dar astăzi, de aceea de când face acest proiect, realiza acest proiect acolo, pentru că am reușit să reîntregim suprafața respectivă, iar pe malul lacului tot ceea ce înseamnă faleză în zona aceea a fost donată primăriei. Au fost voci răutăcioase, zic eu, da? Care au spus că lacul este poluat și că n-ar trebui să se dată baie în el, după nu este adevărul. Nu este deloc așa și dau o explicație logică. În primul rând, tot ce înseamnă proiectele noastre pe malul lacului, care sunt cam pe toată vatra veche a satului, să spunem așa, înseamnă că noi am mutat tot ceea ce înseamnă limite de proprietate.